Cele mai de perspectivă domenii pentru investiții în regiunea de nord a țării sunt industria agroalimentară, cea textilă și cea de producere a componentelor auto. De asemenea, se dezvoltă dinamic turismul și sectorul IT. Oportunitățile au fost prezentate astăzi în cadrul unui forum de afaceri organizat la Bălți de Agenția de Dezvoltare Regională Nord. Evenimentul a avut loc în contextul zilelor regiunii de dezvoltare Nord, ediția a 6-a, care au început în 1 octombrie cu mai multe evenimente și s-au încheiat cu întrunirea oamenilor de afaceri. Sesiunile sunt împărțite în trei categorii, agroalimentare, textile și automotive, exact, care sunt de fapt și cele mai importante ramuri ale regiunii noastre de dezvoltare. Începând cu anul 2013, ne propunem să organizăm timp de o lună sau câteva săptămâni evenimente importante ale regiunii, promovându-le și încercând de a arata acele plusuri, avantaje ale regiunii noastre, ceea ce ne face diferit de alte regiuni. Participanții la forumul de afaceri speră că vor găsi parteneri peste hotare care vor dori să investească în întreprinderile din zona de nord a țării. La acest forum sunt prezenți reprezentanți din business-ului din Cehia, din Polonia și din Lituania, țări cu care noi practic conlucrăm și țări care noi avem produse unde și le putem să le exportăm și să importăm, de ce nu, de acolo tehnologii destul de bune la prețuri rezonabile. Pot și servi ca, cum ați menționat, ca un pod ce ar uni țările care doresc de a investi în dezvoltarea unei regiuni mai puțin înaintate. Noi, fiind o țară care avem potențial, avem dorință, avem tineri, și ar fi benefic ca banii care vor fi investiți în Republica Moldova, mai ales în nordul țării, să ajute la crearea de locuri de muncă pentru tineret. E foarte greu fără proiecte, pentru că sunt investiții foarte mari. Chiar pentru început, adică am câștigat, e foarte bine, dar pentru început mai trebuiește ca să poți să mergi pe piață mai repede. Dar cu utilajele care ne-am pornit, noi am încercat, adică, dar producerea se face foarte puțin. Mergem spre asta ca să dezvoltăm cateringul, sala de ceremonii și producerea. Noul concept al politicilor de dezvoltare regională elaborat de autorități este orientat spre dezvoltarea infrastructurii pentru investiții, a precizat ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului Ion Perju. Dezvoltarea economică capătă un accent tot mai mare în noua politică de dezvoltare regională. De aceea, acțiunile politicii de dezvoltare regională vor fi orientate pe proiecte de infrastructură care contribuie consistent la amplificarea valorii adăugate, inclusiv dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de sprijin a afacerilor, susținerea micului business, imperative care creează locuri de muncă și asigură o creștere economică stabilă. Anume, din acest considerent, în luna august curent a fost lansat un concurs de proiecte din Fondul Național de Dezvoltare Regională care pune un important accent pe valorificarea infrastructurilor de afaceri, pe dezvoltarea mediului antreprenorial, dar și pe sporirea atractivității turistice. La eveniment au participat și reprezentanții ai misiunilor diplomatice acreditate în Moldova.